energy just shut out too. We didn't break, you said we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough. Salutare, dragii mei, și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest minunat canal. Numele meu este Mihai Ciobanu și astăzi vom găti niște clătite. Oh yeah! Haideți să mergem în bucătărie. Ok, acum că am ajuns în bucătăria mea, cea renovată, o să vă arăt ce ingrediente trebuie să aveți ca să faceți clătitele. Ce ingrediente trebuie să aveți la voi? Începem de aici. Ulei, ca să puneți pe tigaie. 5 sau 4 ouă, depinde câte ouă, câte ouă vreți voi. Eu am unul de pichire, ce se vie, zic de ceoare. Un bolșoi, o furculiță. Un lighean. Sare. O cană de vin. Cană de zahăr și două din acestea sau una jumătate. A, da, și frig. Să trecem la... Să începem! Ok, pentru prima oară o să avem nevoie de bolul cu furculița și de ouă. O să luăm ouă și o să le spargem. Pare nu s-o spart. Da, n-am spart eu. Puteți să faceți cum fac eu sau mai puteți să faceți life-ul acela în care luați și separați galbenușul de albuș. Luăm, curățăm bine aici. Între timp vreau să spun să dați subscribe la acest minunat canal pentru că mă străduiesc pentru voi. Am făcut în viața mea așa ceva. Mamă, mamă, mamă! Boss, ăsta e ou! Holy! Ăsta nu e o boss! Făcea așa. Asta e orice, dar nu ou. Ok, acum o să ne uităm să vedem dacă am lăsat o coajă. Și am de văzut o coajă. Dar mai întâi vreau să spun că trebuie să vă dezinfectați sau să vă spălați pe mâini. Și acum o să luăm și o să batem ouăle. Ok, în al doilea pas aveți nevoie de lighean, sare, zahăr și acest ou bătut. Prima oară o să turnați oul bătut. Stai că am văzut două coși. Ieșiți, îi simți călor. Acum așa, puneți cana cu... După aceea puneți un pic de sare. Un pic. Așa. Și amestecați bine până... Opa, asta e că mișcat camera. Amestecați zahărul, amestecați acesta până se duce zahărul și sarea. Al treilea pas constă în luați ăsta și apa și turnați apa aici. La următorul pas aveți nevoie de
consistența aceasta și de făină. Și o să faceți, mai țineți minte voi cana care a spus zahărul și furculița cu care ați amestecat? Vă trebuie și acestea. Haideți să luăm o cană așa și să o punem. Și acum amestecăm, să vedem. Trebuie să spargeți toate bulănașe. Ok. Mai luăm o cană. A spus un din ăsta, mai puneți încă jumate. La voi depinde cum iese. Dacă aveți mai multe ouă, puneți mai mult. Și acum trecem la următorul pas. După niște informații am aflat că trebuie să amestecăm cu ăsta. Punem un pic de ulei, dar un pic. Și am uitat să vă mai menționez. Am uitat să spun că în compoziție mai trebuie să puneți și un pic de ulei, un pic mai mult. Așteptăm să se încălzească tigaia. Și o să vă trebuiască un din acestea, un polonic. Luăm un polonic, așteptăm. Luați și o întindeți pe toată tigaia. Winner! Cam atât cu acest episod, nu uitați să apeși butonul de like, subscribe și pe clopoțel dacă mai vrei să gătesc pe acest canal și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!